Vreau să-ți vorbesc un pic despre zona asta. Deci zona asta de aici e destul de păcătoasă, dacă vrei. De ce spun asta? Pentru că cei care trebuiau să facă nu au făcut ce trebuia făcut. Mai ales când plouă aici, pe zona asta, pe Mestecăniș. Este foarte alunecos drumul. Ideea care este? Se puteau face mult mai multe lucruri, dar probabil din cauza investiției mai mari nu s-au făcut. Pe drumurile astea, care sunt destul de alunecoase, se toarnă mai exact un alt tip de asfalt. Are o altfel de granulație și o altfel de tasare. Văd că pe aici, prin unele locuri, au rașchetat, au răzuit un pic. Mă, un pic s-a pus și execut aici de spășirea asta. Bun. Este foarte nasol pentru că se adună foarte mult praf, dacă vrei. Mai ales când plouă, începe și se scurge pe șosea. Hop, hop. Și se face așa ca un fel de mâzgă, dacă îmi permiți. Foarte alunecos, ca niște mucișori. Și e foarte periculos. Ideea este că nu trebuie să ne hazardăm. Eu mai ales acum am mașina goală și este mai periculos. De ce? Pentru că nu am niciun pic de greutate pe ea și merg așa un pic ca pe gheață, dacă vrei. Pentru că oricând te poate fura, dacă vrei. Și am văzut destul de mulți sălbatici, le-aș putea spune, de parcă ar fi la curse pe sectorul ăsta de drum. Cel puțin aseară, așa se dădeau pe aici, băiatule, de nu-ți venea să crezi. E foarte alunecos, foarte, foarte alunecos. De asta îți recomand să mergi cu atenție pe sectorul ăsta de drum. Au fost foarte multe accidente și cu siguranță că vor mai fi. Ia uite, ia uite. A intrat ASR-ul, da, bravo. Imediat ai tras un pic mai tare și ai accelerat, roțile au și plecat în altă direcție. În schimb, ca și zonă, ce să zic? Nota 10, beton, România, I love you. Da. Încearcă să înțelegi că atunci când îți forțezi nota și aseară m-a depășit un nene cu un Audi. De fapt, o depăși mai multă lume și noroc că m-am tras spre dreapta. De ce? Pentru că în față era vale. El nu a văzut, eu am văzut, deși i-am dat semnal de stânga, el în continuare depășea. Am fost nevoit să frânez și să mă trag în dreapta, frate, că altfel îl lua pe la frontal. Deci ei oarecum s-au întâlnit, ăla urca panta, nu-l vedea. Ăsta la fel n-avea cum să-l vadă că era în partea asta la altă. Deci dacă eu nu mă trăgeam în dreapta, ăia erau frontal amândoi. De ce? Din cauza la un dobitoc. Și am văzut că are stație pe mașină și i-am zis doar atâta. Încearcă să înțelegi când mai faci depășiri din astea că poate nu o să dai peste toți șoferii ca mine să se tragă. Și n-ai mai fi fost acum. De asta trebuie să avem foarte mare grijă, nene, și foarte, foarte mare atenție. Tu te grăbești, te grăbești, te grăbești în continuu. Vrei să spun ceva, în 200 de kilometri, în 300 de kilometri pe România, economisești undeva la 37 minute. Iar acele 37 minute, poate că le stai într-un oraș la semafor, poate că fumezi o țigară, sau poate că, nu știu, cobori să faci pișu, da? Deci, sunt irelevante. Una este când mergi de aici la Paris și mergi cu 90, și alta este că mergi de aici la Paris și mergi cu 110. Acolo, da, se vede o diferență. Dar aici, n-ai de ce. Chiar nu ai de ce. Trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, că
nu neapărat o secundă, o clipă de neatenție, nene, nu te mai duce la destinație. Te duce în altă parte. Sau în altă parte. No, exact ce ziceam, acum am închis camera, uite-te ce e aici. Acolo este poliție, este coloană și cu siguranță că este accident. No, exact ce ziceam. Noi să vedem și cât stăm aici. Colegii, se circulă încolo spre Vatra Dornei, măcar alternativ sau este oprită circulația de tot? E oprită toată circulația, este accident. Un coleg, dacă este mai în față, ne poate spune ce s-a întâmplat acolo? Accident, colegule. Două mașini mici și un tir. Nu. Două mașini mici și un camion. Sunt victime grav? Cine? Este una inconștientă, colegule. Eu acum urc în ambulanță. Nu, ați auzit? Este o persoană inconștientă acum. Ferește. Nu, exact. Ferește, da, așa am zis eu, colegule. Exact ce ziceam, nene. Exact ce spuneam. Despre asta e vorba. Unde vă grăbiți, mă? Unde vă grăbiți? Pare că mai este nevoie de încă o ambulanță. Nasol, ce să zic. Văzusem ceva undeva, stai să văd dacă reușesc să-ți arăt și ție. Aici. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar cred că este un tip cu autorul ăsta acolo. Vezi cum este șoseaua? A, de asta zic, Lene, că nu e ok să ne grăbim, pentru că uite-te ce se întâmplă. Se întâmplă chestii care nu ar trebui să se întâmple. Cine știe, veneau din concediu, habar n-au. Dar cu siguranță că asta este problema. Depășirile astea de oameni nesănătoși la cap. Eu am văzut foarte multe lucruri, foarte multe depășiri din astea în care, băi, nu știi dacă vine cineva din față. Eu, creierul meu nu poate să înțeleagă lucrul ăsta. E ca și cum te legi la ochi și te arunci. Bă, poate că îi ceva. Bă, ești culmea, adică eu nu înțeleg. Bă, cum să depășesc și vine cineva din față? Ce fac atunci? Ce fac? Mai vine ceva. Asta nu e chiar bine dacă tot vine și tot vine și tot vine. Hai că ne-am pus în mișcare după ceva vreme. Văd că au urcat, au dat drum alternativ. Au lăsat să urce și acum să coborâm și noi. Să sper că apuc să trec.
No, hai, nu opri. Mai lasă să ducă. Ciupercuțe? Mamă, ce zonă faină, nene. Madres, Dios, fii atent unde au ăia case, bă, băiatule. Mama mea, Doamne. Ai, nu. Camionul aici are puțin lovit, văd că... No, fii atent, praf, nene, praf. Mama mea, Doamne. No, mare atenție, vă, băieți. Mare atenție. Nici nu știi când se întâmplă. Iveco, scârție geamul. E, n-ai să crezi. Fii atent ce faci să vede. Magnific. O zonă absolut magnifică. Îmi place România. Mă, uite, încă o situație. No, fii atent ce s-a întâmplat aici, frate. Doamne ferește, frate. Mare atenție. Mare. Vă zic eu ce s-a întâmplat. Șoseaua este foarte proastă calitativ. După cum am zis, aici trebuia un alt fel de asfalt. Și într-adevăr ține foarte mult și de... Nu e accident, Vasile, e părăsire de carosabil acolo. În sfârșit. Sigur, capul tractor, roțile directoare, o fura șoseaua și s-a dus omul acolo. N-are ce să mai facă. Aia. De asta zic, mare atenție, nene, încetus cu treabă bună. Chiar și pe mine aici, pe curbele astea, îmi intră ASR-ul în funcțiune. De ce? Pentru că derapează mașina. De ce? Pentru că am o viteză foarte mare. Da? Și deși umblu undeva la un 30-50 de kilometri la oră. Dar de asta zic, imediat te fură, nici nu știi când. Să ai foarte mare grijă.